Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi s-a terminat a noua săptămână din programul meu de slăbit Otto slăbește sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare corporală live din toată lumea, singura dietă apicolă în care consum foarte multe suplimente apicole și singura recompoziție corporală în care punem mușchi în același timp în care slăbim. Eu deja m-am cântărit, avem un rezultat extraordinar, urșii mei, dar până o să vedeți cântarul, o să vă arăt toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta și ce am mai făcut, o să vă luați cea mai tare doză de inspirație și de motivație din mesele mele și o să vedeți că puteți să mâncați foarte mult dacă aveți grijă ce mâncați, dacă mâncați lucruri slabe în calorii, veți putea mânca foarte mult și nu veți simți senzație de foame, veți fi mereu sătui, exact cum mă simt și eu. Haideți să nu mai lungim mult acest intro, haideți să intre mesele și apoi ne revedem aici cu cântarul oficial și cu ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața, urșii mei! Începem a noua săptămână din singura transformare documentată cu o linguriță generoasă de miere de rapiță. Punem aici în cafea, avem cafea Jacobs naturală, iar lângă avem micul dejun. Ia uitați, avem prăjitură din aceea cu brânză dulce și stafide, foarte, foarte bună, cu ou. Ia uite și bine arată. M-a ținut 4 zile o tavă din asta, ați văzut în episodul trecut. Mi-a făcut-o maică-mea vineri și m-a ținut vineri, sâmbătă, duminică și astăzi. Asta este ultima porție, da? Trebuie să mâncăm ceva înainte să plecăm la sală. Este ora 11, la 12 trebuie să plec la sală pentru că îmi schimb sala, mă duc în altă parte. La o sală mult mai nouă, mult mai performantă. Am acolo niște băieți cu care mă antrenez, niște prieteni de-ai mei, de vârsta mea și sunt foarte entuziasmat. Așa că o să-mi schimb un pic programul, o să iau micul dejun acum, după aia mergem la sală și după ce vin de la sală o să mănânc ceva și o să facem cardio, o să facem pașii după ce vin de la sală. Un nou program, trebuie să mă trezesc mai de dimineață acum și este foarte bine după părerea. Ok, urșii mei, haideți să facem repede și siropul ăsta de cătină, s-a făcut la 12, trebuie să plec. E de săptămâna trecută siropul ăsta, vedeți, și nu s-a stricat, încă este bun, încă îl consum. Chiar dacă a stat aici în casă, la o temperatură destul de mare, sunt vreo 25 de grade aici la mine în casă, ia să vedem, suplimentul apă minerală. Dacă vreți să comandați, puteți face o comandă pe site-ul meu www.miere.ro. Dacă veți comanda mai multe și nu le consumați într-o săptămână, 2-3, să le țineți în debaraz sau la frigider. Pentru că acestea nu au conservanți, decât mierea este conservantul și pulpă de cătină sau pulpă de fruct, în cazul celorlalte siropuri. Ia uitați! Vedeți, asta se lasă aici la fund. Siropul trebuie să-l agităm un pic, să-l amestecăm așa. Așa. Și acum este perfect. Este ora 3, am venit de la sală, am aici o banană, vreau să mănânc acum să mă relaxez un pic. Și apoi ne băgăm la cardio. Ok, urșii mei, m-am echipat. Trebuie să încep acum să merg să fac cardio, dar înainte vreau să mai mănânc și o linguriță de ciocolată din asta făcută din miere. Ia uite ce mișto arată. Asta m-a dat foarte multă energie și este foarte sănătoasă pentru că nu are zahăr deloc, are numai miere și pudră de roșcule. Și o găsiți pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Super bună. S-a făcut ora 4, am terminat cardio, am făcut 10.000 de pași astăzi. Aici maica mea a pregătit niște dovleac să facem pentru diseară la cuptor. Iar aici am scos niște legume să-mi fac un wrap din acela, shawarma. O să vă arăt imediat rezultatul final. Ia uitați, urșii mei, cum arată masa mea. Mi-am făcut aici rulou, am pus foarte mult spanac din acesta. Am pus o folie de mușfile, aproximativ 100 de calorii, 20 grame de proteină, 2 felii de cașcaval. Și aici lângă am pus foarte multe legume. Vedeți, am pus un ardei capia din ăsta lung, am pus vreo 8-9 roșii cherry, jumătate de castravete. Am pus foarte multe legume pentru că acestea au foarte puține calorii și trebuie să umplem stomacul. De asemenea, sunt foarte sănătoase, au foarte multe fibre. Fibrele nu îngrașe, fraților, ne ajută să ne curețe și colonul. Sunt foarte, foarte sănătoase, au foarte multe vitamine, minerale. Și vă sfătuiesc pe toți să mâncați mai multe legume, cât mai multe fructe, dacă vreți să aveți o viață sănătoasă, să slăbiți, să nu simțiți foamea mereu, să mâncați mai mult, să fiți mereu sătui. Este foarte important lucrul acesta. Urșii mei, s-a făcut ora 7 și avem aici păstră. Haideți să ne punem un pește și să vă arăt ce mănânc. Ok, mi-am pus aici un pește. E destul de mare, dar na, nu o să mănânc pielița asta. Dar ia uitați cât de bine arată. Și a fost făcut fără ulei absolut deloc. Da? Aici avem un colț de pâine din asta neagră. Aici mi-am pus niște
mujdei din asta, am luat de aici niște mujdei, o jumătate de lămâie și le-am amestecat aici pe amândouă. Iar aici avem o salată de vinete cu ardei copt. Foarte bună și asta, foarte puține calorii, fără ulei. Cam așa arată masa mea, poftă bună vă doresc tuturor. A mai trecut o oră, s-a făcut ora 8, iar aici avem o salată de fructe. Ia uitați cât de mare e, un bol din ăsta plin, fraților, cu salată de fructe. Foarte bune fructele, la fel ca și legumele, au foarte puține calorii, au foarte multe fibre și lucrul ăsta ne ajută să stăbim, așa să fim sănătoși. Și vă recomand tuturor să mâncați cât mai multe fructe și legume. S-a făcut ora 10, urși mei, și e timpul pentru ultima masă a zilei. Avem aici aproximativ 1 kg de dovleac. Este foarte, foarte dulce, este făcut la cuptor, are foarte puține calorii, are 30 de calorii pe 100 de grame. Iar aici avem un iaurt high protein cu 20 de grame de proteină, pentru că avem nevoie și de proteină, da? Dovleacul nu are deloc proteină. Asta fiind ultima masă a zilei, am nevoie neapărat de o servire de proteină și o să-mi iau 20 de grame din iaurtul acesta. Iaurtul are 130 de calorii, 200 de grame, iar ăsta, 1 kg, aproximativ 300 de calorii. Urșilor, iaurtul ăsta l-am mâncat, a fost foarte bun, asta mi s-a părut cel mai bun iaurt, mai acrișor așa și nu-ți lasă un gust amar în gură. Iar dovleacul ăsta este extraordinar de dulce, nu se mai pun miere, nu se mai pun absolut nimic. Sunt dovleci făcuți de tatăl meu, plantați de el în curte la noi. Am cules o grămadă asta toamnă, i-am băgat în magazie și mănânc de peste 3 luni dovleci din producția proprie. Unii sunt mai buni, alții sunt mai puțin buni, dar ăsta este extraordinar de dulce. Nu știu dacă se mai găsesc în comerț acum dovleci, dar credeți-mă, la toamnă trebuie să vă faceți un stoc de dovleci sau să plantați sau să-i cumpărați atunci pentru că sunt mai ieftini. Eu sunt foarte norocos că părinții mei sunt foarte harnici și muncesc foarte mult și avem tot ce ne trebuie, iar dovleacul ăsta, v-am zis, este extraordinar. Și la gust și în dietele de slăbit, eu până acum nu mâncam dovleac, nu prea îmi plăcea, dar de când am început să fac vlogul acesta, am început să mănânc foarte mulți dovleci, pentru că sunt foarte slab caloric și îmi plac foarte mult, au început să-mi placă foarte, foarte mult. Au o grămadă de vitamine, au beta-caroten, la fel ca și morcovul, nu o să aveți probleme cu vederea dacă mâncați dovleci. Foarte, foarte bun și foarte sănătoși, au o grămadă de beneficii. Bună dimineața, urșii mei, haideți să ne facem cafeluța cu o linguriță de miere de rață și apoi să vedem ce mâncăm. Iar după aia vom pleca la sală. Este ora 10 acum, la trezimea de dimineață. La 12 vreau să fiu la sală, să tragem, să facem spate. La cafea voi mânca păstură, urșii mei, pentru că este foarte bună pentru stomac, pentru ficat și pentru o grămadă alte lucruri. Uitați cam atât mănânc, aproximativ o linguriță. Are 30% proteină și mă ajută foarte mult și pentru masa musculară. Și este foarte bună, mai ales când bem cafeaua, pentru că ne oferă așa o protecție la stomac. S-a făcut ora 11 și am aici un wrap. Mi-am făcut exact ca și ieri, cu foarte mult spanac, cu 100 de grame de muș file, adică vreo 21 de grame de proteină și 113 calorii, două feluțe de cașcaval, aproximativ 100 de calorii, iar aici avem câteva roșii cherry și jumătate de castravete. Încerc să pun foarte multe legume pe lângă pentru că acestea îmi oferă sațietate, au foarte multe vitamine, au foarte puține calorii și au foarte multe fibre, ne ajută transitul intestinal și sunt foarte sănătoase pentru corp. Acestea au foarte multă apă, conțin foarte multă apă și nu îngrașă. Ne pregătim de sală, urșii mei, și după cum vedeți aici am terminat un sirop de cătine, s-a mai dus unul, am luat altul de jos din magazie, unul proaspăt. Sunt proaspete siropurile acestea pentru că părinții mei le fac în fiecare săptămână special pentru voi. Uitați cum așa se face, am pus aici de un deget aproximativ în sticluța mea. Punem apă minerală pentru că mie cu apă minerală îmi place. Siropurile astea sunt nefierte și nu au conservanți, conțin decât miere și pulpă de cătine presată la rece. Sunt foarte, foarte bune pentru că au de 10 ori mai multă vitamina C decât cătina, ne dau foarte multă energie și ne măresc nivelul de testosteron, ne ajută să facem mai mult sport, să slăbim mai mult, să punem masă musculară și vă recomand din suflet aceste siropuri dacă doriți să le cumpărați. Puteți face o comandă de pe site-ul meu www.mieretv.ro. Acolo le găsiți mereu proaspete și va ajunge la dumneavoastră acasă în 48 de ore lucrătoare. După aia amestecăm, uitați ce mișto se amestecă, și asta e toată șmecheria. Am ajuns la sală, urșii mei, uitați, avem aici sticluța de cătină pregătită și mai avem încă un sirop 100% natural pentru cineva de la sală, am avut o comandă. Să o consum sănătos și multă sănătate îți doresc. O zi frumoasă tuturor!
S-a făcut ora 3, am venit de la sală și mi-am pus aici o bucată de dovleac, foarte bun, foarte puține calorii, 30 de calorii pe 100 de grame, fraților. O să-mi dea energie ca să fac după aia mișcare. Avem aici un baton proteic. O să mănânc și batonul ăsta proteic pentru că dovleacul nu are deloc proteine și îmi trebuie o porție neapărat de proteină acum că am venit de la sală. Ultima masă a fost pe la ora 11, acum este ora 3, au trecut 4 ore, așa că trebuie să mănânc ceva cu proteină. Asta are 20 grame de proteină. O să mănânc lucrurile astea două și apoi mă bag să fac mișcare. Vreau să fac și astăzi peste 10.000 de pași. S-a făcut ora 7, am terminat de făcut cei 10.000 de pași. Aici maica mea face mâncarea. Avem ciorbă de dragavei. De dragavei, nu? Și cu oase afumate, dar încă nu e gata, așa că o să mănânc niște mâncărică din asta de spanac, tot așa cu carne afumată de porc. Ia uitați ce mișto arată urșii mei, mamă, și dreasă așa cu ou, abia aștept. Hai să punem o porție să vă arăt ce mănânc. Ia uitați, mi-am pus aici o porție destul de mare de spanac, dar spanacul are foarte puține calorii, are sub 20 de calorii pe 100 de grame. Uitați-vă ce carne avem aici, carne din asta afumată, extraordinar de bună. Deci am gustat-o, este delicioasă, demențială carnea asta. Și uitați-vă câtă carne avem. Ia uitați, o grămadă de carne, pentru că am nevoie și de proteină și pentru că îmi place foarte mult carnea. Carnea mă face să mă simt sătul, mă satur efectiv. O să mănânc cu două filițe de pâine, avem pâine din asta de secară, cu fibre, bla bla bla. Iar aici avem o salată de sfeclă roșie, din aceea din borcan, luată din comerț. Și asta are foarte puține calorii, este foarte sănătoasă. Poftă bună, vă doresc tuturor. Am terminat carnea din ăsta, din mâncare. Ia uite așa avem aici. Dar vezi că are și puțină grăsimea asta. Ceafă afumată. Mamă, un deliciu. Da. Super bună. Și aici avem pastramă, tot de porc. Ia uitați-o, așa arată. Un deliciu. Hai că trebuie să las de fundul ca să mănânc și cu mâncărică. Eu am mâncat toată carnea, un castron de oase aici. Hai să vedem dacă mai rămas și pentru mine. S-a făcut ora 10 și trebuie să mai mănânc ceva. Să mâncăm ciorbiță din asta. Haideți să vă arăt cum arată. Oh, dragavei. Uitați aici ce bucăți de carne, mamă. Băi, ce-mi place mâncarea asta țărănească, mâncarea asta tradițională. Și maică-mea gătește super bine. Ia uitați ce e aici. Numai costiță din asta afumată de porc. Vă leu, să-mi pun și-o două bucăți. Haideți să pun un bol să vă arăt cum arată asta pe care o să o am acum la ora 10. Măi, da, se vede un pic grăsime pe aici pe la suprafață. Da, mă rog, nu e așa multă. Cred că s-a lăsat de la carne asta. Tu n-ai pus ulei, nu? Așa, sunt mai pe ele. Ia să scoate mai de aici carnea, să vadă urșii mei cum arată. Mamă, uitați câte legume, morcov, ceapă, dragavei. Ia să scoatem și bucata asta. Ia uitați, fraților, cum arată. Ou, ardei gras, roșie, o grămadă de legume, da? Și foarte multă carne, două bucăți. Trebuie să mâncăm carne, pentru că rămâne aia fără carne. Ăștia mei mănâncă toată carnea și nu mai rămâne nimic. Plus de asta îmi place foarte mult carnea asta. Și o să mănânc cu două filuțe de pâine, pentru că na, e carne de porc, e carne afumată. Și dacă nu bag și puțină pâine, stric toată plăcerea. Ia să punem așa lângă. Și mai întâi să începem cu zeama asta. Ia uitați cum arată. Da, are un pic de grăsime la suprafață, se vede pe cameră, se vede pe blițul ăsta, dar asta e. Nu se ne omoare puțină grăsime, mai ales la câte kilograme am eu acum. Dar ciorbele sunt foarte, foarte sănătoase, pentru că 90% de aici este apă, restul sunt legume și este fantastic. Câteva grame de ulei, n-o să, de grăsime de fapt, de ulei, nu o să ne omoare, da? Plus de asta eu nu prea mănânc grăsimi, ați văzut, nu prea mi-adaug grăsimi, nici în salate, nimic. Doar ce mănânc așa din carne grăsimi, ce mai mănânc din iaurturi, adică lucruri pe care nu pot să le degresez chiar atât de mult. Și nici nu e indicat, trebuie să mâncăm undeva la 50-70 de grame de grăsimi pe zi. Neața urșii mei, ia uitați, am ales toată mierea de aici după borcan. Avem ultima linguriță de miere, o să o punem acum în cafea. Astăzi m-am trezit la 9, un record pentru mine, fără ceas.
am început să adorm mult mai devreme. Am început să adorm pe la ora 12, mi-am schimbat total programul de când mă duc la cealaltă sală. Este foarte bine, la ora 12 jumate sunt în sală, mă antrenez o oră jumate până la ora 2, apoi vin acasă, mănânc ceva și mă apuc să fac antrenamentul cardio, să fac cei 10.000 de pași, aproximativ o oră jumate de mers și văd că îmi priește foarte mult noul program. Haideți să bem cafeluța și apoi să vedem ce mâncăm. La cafea, pentru a-mi oferi o protecție, o să consum păstură. Ia uitați, nu mai este păstură. Mi-am pus aici ultima porție de păstură, ca să zic așa. Avem aproximativ 2 lingurițe. Este foarte bună când vrem să bem cafeaua sau imediat când ne trezim, dacă nu avem poftă de mâncare, o linguriță, 2 lingurițe de păstură sau polen sunt foarte bune pentru că au 30% proteină și ne ajută pentru construirea mesei musculare și de asemenea ne oferă protecție la stomac. E foarte bună pentru ficat, pentru fiere, pentru foarte multe lucruri. Gata, am mâncat-o. Mâine trebuie să mă duc să-mi iau încă un borcan de păstură și unul de miere de rapiță, că nu mai am. Dacă vreți și voi să consumați păstură, o puteți comanda de pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că este la reducere 10% și mai aveți încă 10% suplimentar la orice comandă. S-a făcut ora 11, mi s-a făcut puțin foame, iar aici avem 2 feliuțe de pâine neagră, integrală, avem o feliuță de cașcaval pe care am împăturit-o în două și 3 feliuțe de mușfide. Avem la fel și pe cealaltă feliuță de pâine, nu le voi mânca cu roșii, cu castraveți data aceasta, pentru că am o sana cu 0,9% grăsime de la Lidl. Nu prea merge sana asta cu roșii sau cu castraveți. Am avut poftă să mănânc cu ceva lapte bătut, ceva sana, feliuțele acestea de pâine, așa că am înlocuit legumele cu această sticlă de 400 de grame. Haideți să vedem și câte calorii are. Ia uitați, are 36 de calorii pe 100 de grame, iar toată asta are 400 de grame. Asta înseamnă că are 144 de calorii toată chestia asta. Nu mi se pare mult, plus de asta are foarte multe proteine și ea. Haideți să vă arăt. Ia uitați, are 3,2 grame de proteine pe 100 de grame. 3 ori 4, 12 grame de proteine. Tot asta. Ceea ce este super. Haideți să facem siropul de cătină, urșii mei, pentru că astăzi avem un antrenament de picioare. Urmează imediat să plec la sală și chiar am nevoie de foarte multă energie. Pentru că antrenamentul de picioare este foarte, foarte greu. Nu știu, mie nu prea îmi place, dar trebuie să-l fac. Trebuie să antrenăm toate grupele musculare. Nu vreau să rămân în urmă cu picioarele, fraților, așa că cel puțin o dată pe săptămână mi-am antrenez picioarele, pe lângă mersul pe jos, pe lângă cardio pe care îl fac. O să facem genoflexiuni cu greutăți, o să facem fandări, o să fie foarte greu, dar sucul ăsta ne va asigura energia de care avem nevoie. Ia uitați-l, trebuie să-l amestecăm bine, că trebuie să se dizolve mierea asta de la fund. Și gata, este gata, haideți să plecăm. Am plecat la sala urșii mei, iar aici, în dreapta, avem o comandă foarte, foarte bună de siropuri de cătină, afine și merișor. Sunt niște siropuri făcute de părinții mei, proaspete, 100% naturale, au numai pulpă de fruct și miere. Dacă vreți să le comandați, le puteți găsi pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Sunt foarte proaspete, sunt făcute săptămânal și au o calitate foarte, foarte bună. Iar aici avem 3 polen crud, 3 caserole de polen crud de câte 200 de grame, este 15 lei caserola, de asemenea le găsiți pe site-ul nostru. Vine 7,50 lei, 100 de grame de polen. Este foarte bun acest polen crud, se ține la congelator și ne ajută foarte mult stomacul, ficatul și pentru masa musculară la fel este foarte bun, are 30% proteină, de cea mai bună calitate. V-am pupat pe toți, o zi frumoasă vă doresc tuturor. Urșii mei, este ora 4, am venit de la sala, am avut un antrenament super tare de picioare astăzi. Avem aici un baton proteic cu 20 de grame de proteine, pentru proteină, bineînțeles. Avem aici 2 banane, iar aici o să-mi fac un suc de cătină pentru că am nevoie de energie foarte multă. Vreau să mă bag acum să fac cei 10.000 de pași, să facem antrenamentul cardio. O să dureze cam o oră jumătate, așa că am nevoie de foarte multă energie. Și apoi, după ce terminăm cu antrenamentul, o să facem o baie și revenim cu următoarea masă. S-a făcut ora 7, am făcut și 10.000 de pași astăzi. Ia uitați, avem ciorbiță ca aseară, foarte, foarte gustoasă, foarte bună. Ciorbiță de afumătură cu dragavei. Avem tot așa 2 bucăți de carne de astea mari. Avem și o feliuță de pâine, adică un colț de pâine din asta grâu întreg. Poftă bună vă doresc tuturor. Urșii mei, s-a făcut ora 8, a mai trecut o oră de când am mâncat ciorba, a fost foarte bună. O să fac și un clip din Otto mănâncă cu ciorba aia pentru că este senzațională. Iar aici mi-a pregătit șeful meu personal o salată de fructe. După cum vedeți, am găsit și căpșuni. Ia să vedem, au gust sau nu au gust căpșunii astea. Merg.
august de căpșuni. Avem banană, avem kiwi, portocale și căpșuni. Este un bol destul de mare. După cum vedeți, mănânc foarte multe fructe. Vă sfătuiesc pe voi să mâncați foarte multe fructe pentru că sunt foarte bune. Conțin foarte multă apă, au puține calorii și ne ajută să slăbim. De asemenea, sunt foarte sănătoase, foarte multe vitamine, minerale și fibre. Am coborât jos să aduc bolul ăsta de salată, a fost foarte bun. Ia uitați ce avem aici, urșii mei. Aici sunt aproximativ 2000 de calorii, exact cât mănânc eu pe zi. 500, 500, 500 și vreo 4-500 până la fel. Deci aici sunt 2000 de calorii, exact cât mănânc eu pe zi. Uitați cât de puțin poate să arate 2000 de calorii față de cât mănânc eu. Nu mai vorbesc că aici nu sunt deloc nutrienți, nu sunt deloc vitamine, nu este proteină, nu au fibre deloc. Este decât zahăr cu grăsimi. Și asta vreau să vă arăt cât de puțin poate să arate 2000 de calorii față de cât mănânc eu pe zi. Așa că aveți grijă să stați departe de dulciuri. Eu nu mai am nicio problemă să mă uit la ele pentru că sunt foarte plin, am mâncat foarte mult astăzi. Iar salata de fructe a fost extraordinară, mi-a tăiat absolut pofta de dulciuri. Am mâncat foarte multă miere, ați văzut, la fel, miere este foarte bună pentru că vă taie pofta de dulce. Și dacă vreți să slăbiți, spuneți nu acestor lucruri și urmăriți în dieta mea, urmăriți mesele și inspirați-vă din ceea ce mănânc eu. S-a făcut ora 11, urșii mei, avem aici un spanac cu foarte multă carne. Uitați câte bucăți de carne au fost de data asta, cred că sunt 10 bucăți de carne aici. O să mănânc fără pâine, nu este foame absolut deloc. Nici nu vreau să mai mănânc, dar am zis că trebuie totuși să mai am o masă cu proteină, pentru că trebuie să avem grijă și de mușchi, nu? Trebuie să avem proteină. Încerc să am măcar 3-4 mese pe zi în care să consum proteine, să consum cu mai puține calorii, pentru a slăbi, bineînțeles, și pentru a crea masă musculară. Iar aici avem foarte puține calorii de la spanac, 400 grame de spanac au 100 de calorii, care asta de porc are ceva, uitați, mai are și puțină grăsime. Dar este ok, în principiu este carne slabă, este mușchi în acela de porc, fumat. Iar aici tocmai a venit o comandă, uitați, de 11 milioane, a venit pe site. Vă mulțumesc tuturor care ați comandat pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Haideți să ne băgăm la masă, urșii mei, să alimentăm mușchiște așa cum se cuvine. Poftă bună vă doresc tuturor! Bună dimineața! Am făcut aici o cafea naturală Jacobs, borcanul de rapid s-a terminat, cred că am ținut o lună, peste o lună din el. Am luat altul nou din magazie. Haideți să punem o linguriță generoasă de miere de rapiță, să înducim cafeaua asta cum trebuie, să ne dea energie. Mierea este foarte sănătoasă. Iar lângă o să consum o linguriță de păstură. Păstura este foarte bună pentru că ne oferă o protecție la stomac, ne ajută cu regenerarea ficatului și nu e așa bine să bei cafeaua pe stomacul gol. S-a făcut 11:30, urșii mei, mi-am făcut aici o lipie. Am găsit niște lipii la Carrefour cu 130 de calorii, însă sunt mai mici un pic. Asta este, măcar mai puține calorii. Avem aici mușchi de porc, avem două felii de cașcaval, avem foarte mult spanac și am mai pus niște pastramă din aceea de porc, foarte, foarte șmecheră și pastrama asta. Și pe lângă am pus foarte multe legume, pentru că trebuie să fim plini, trebuie să ne umple. Și după cum vedeți, masa arată mult mai mare și mai bogată cu aceste legume, pentru că au un volum foarte mare, sunt foarte bogate în apă, au foarte puține calorii. Și vă recomand tuturor să puneți cât mai multe legume. Dacă vă faceți un sandwich, un wrap, o shawarma, ceva, puneți foarte multe legume, nu vă da greș. Mi-am făcut aici siropul de cătină, sucul meu de cătină și acum suntem gata de sală, fraților. Vom pleca pentru că este târziu, s-a făcut ora 12. Mă, ce faci, fata? Salută pe oameni. Hai, saluți! Ia uitați, fraților, au venit clienți la noi tocmai din Prahova, pentru că nu se mai desfășoară târgurile la Picoleanu acesta și au venit oamenii la noi acasă tocmai din județul Prahova pentru că vor să cumpere produsele noastre 100% naturale. Știu că avem cele mai bune produse și au făcut o grămadă de comenzi de la prietenii lor să cumpere foarte multe produse de la noi pentru mai mulți oameni și ne bucurăm foarte mult. Și vreau să le mulțumesc pe această cale și să vă mulțumesc tuturor care comandați de la noi de pe site, care veniți la noi la poartă și cumpărați. Multă sănătate vă doresc și numai bine. V-am pupat, o zi bună, eu acum plec la sală. Am găsit la Lidl iaurt din ăsta proteic și budincă proteică. Budincă n-am mâncat niciodată, abia aștept să văd cum este. Am luat două boxuri, am mai lăsat și la alții, stați liniștiți. Iar aici avem egg whites, albușuri de ou. N-am mai mâncat niciodată din astea, vreau să vă cum sunt. Poate facem niște pâine prăjită, niște french toast, adică să muiem așa pâinea și după aia să tragem la tigaie un pic. Am mai luat niște mușfile și cam asta este tot.
haide să mergem să ne antrenăm acum. Am ajuns acasă și vreau să testez budincile astea. Astea au 75 de calorii pe 100 de grame, adică 150 de calorii, pentru că are 200 de grame o budincă din asta. Asta e cu vanilia. Este senzațională, vă zic. Niciodată n-am mâncat budinci din astea, e prima dată. Sunt extraordinare. Au fiecare câte 20 de grame de proteină. Deci avem aici 300 de calorii și 40 de grame de proteină. Wow, mamă, ce bună e asta cu ciocolată. Mi-mi place mai mult ciocolată decât vanilia. Doamne, cât de bune sunt. Sunt mai bune decât iaurturile. Dacă știam, nici nu mai luam iaurturi. Extraordinare. Vreau să mănânc budincile astea, să mănânc ceva ușor așa, să avem proteină pentru că am venit de la sală și apoi să ne băgăm să facem cei 10.000 de pași. Astăzi am poftă să-mi fac niște frigănele, fraților, pentru că am găsit albuși de ou la Lidl, din asta de 500 de grame. E foarte bun, are foarte puține calorii, vedeți, are 43 de calorii. Oul întreg are mai multe calorii, pentru că în gălbenuși sunt grăsimi, mă rog, sunt mai multe calorii. Asta este foarte bun, are foarte multă proteină, albușul de ou are 10 grame de proteină pe 100 de grame. Am făcut French toast, urșii mei, și o să punem miere acum peste. Ia uitați ce mișto arată. Și ce bine miroase, la vanilie, scorțișoară, abia aștept să mănânc. Mă spune că nu mă linguriță totuși. Da. Super. Miere de salcâm. Uite, mamă, ce poftă e. Abia aștept să mănânc. S-a făcut ora 7, avem aici o ciorbă, cum am mâncat și zilele trecute, de draga vei, cu afumătură. Avem două bucăți imense de carne din asta, afumată, șiră sau nu știu exact ce. Ia uitați, este destul de grasă carnea asta, dar îmi place foarte mult. Am făcut foarte mult efort. O să mănânc și cu o felie de pâine din asta de casă. Bine, numai felie nu e asta. Face cât 4 felii probabil de alea normale de pâine feliată. O să vedem dacă mănânc pe toată. Am mâncat destul de multă pâine astăzi și cam toată săptămâna am mâncat foarte mult. Să vedem dacă mai reușesc să strâbești săptămâna asta. Sper să reușesc să dau mâncare acolo, jumătate de kilogram. Ia uitați, urșii mei, ce ziceți de carne asta. Uitați cum arată. Și are un gust extraordinar de bun. Dar v-am zis, este un pic cam grasă. Pentru ultima masă avem un iaurt din ăsta cu 20 de grame de proteină, un iaurt proteic. Nu este la fel de bun ca și budincile, însă am adăugat aproximativ vreo 5 căpșuni peste. Vedeți, sunt foarte multe căpșuni aici. Să îi dea un gust mai bun, plus de asta căpșunile au foarte, foarte puține calorii, au multe fibre, ne ajută la digestie. Aici lângă mi-am pus niște popcorn. Asta nu prea are proteină, dar iaurtul ăsta este suficient, are o grămadă de proteină, 20 de grame ne ajunge, este ora 10 seara, nu știu dacă v-am zis, este ultima masă pe care o să o am astăzi, iar aici mă uit la umor. Dacă vreți să vedeți toate emisiunile, puteți să le vedeți pe site-ul clicksud.org, le veți vedea fără reclame, fără publicitate, sunt toate emisiunile, toate sezoanele, de pe ProTV, Antena 1, canal de absolut toate posturile. Poftă bună vă doresc tuturor! La dimineața, haideți să preparăm cafeaua cu o linguriță de miere de rapsă. Voi mânca și o linguriță de păstură, avem aici. Avem și un iaurt proteic cu rodie, din asta n-am mai mâncat niciodată. O să punem peste clătitele astea proteice. De fapt, clătite, doamne, frigănele proteice, French toast. Am făcut ieri mai multe porții, Mike mi-a mâncat, am mâncat și eu. Și aici porția lui taică-mea de 3 frigănele din astea, nu am mâncat-o, de-aia bananele sunt așa mai negre. Asta la frigider până astăzi și o voi mânca eu în dimineața asta. Mie îmi plac foarte mult frigănelele astea. Am pus și două linguri de miere peste. Probabil că o să pun și niște iaurt din ăsta peste sau îl mănânc separat, văd eu. Și așa începem ziua de vineri. Am făcut energizantul de cătină, urșii mei, și suntem pregătiți de sală. S-a mai dus încă o sticluță. Ia uitați cum arată, trebuie să-l omogenizez pentru că mierea se dizolvă mult mai greu în apă. Îl amestecăm așa puțin și o să iasă super tare. Ia uitați ce mișto arată acum. Haideți să mergem. Ce faci de mâncare? Fasolica verde. Fasole verde? Deci, atât? Da. Și eu ce mănânc? Că am venit de la sală, trebuie să hrănesc mușchii ăștia. Avem o porție de spanac și una de ciorbă? Dar vreau să fac pași. Ai făcut prăjitura aia? Da.
Da. Ia să vedem. Urșii mei, haideți să vedem că ce că e prăjitura aici. Ia uitați-o, iarăși prăjitură proteică cu brânză din aceea cottage, cu stafide, cu puțin îndulcitor în loc de zahăr. Are și vreo 200 de grame de făină, 1 kg sau 1 kg jumătate de brânză dulce, foarte slabă, cu multe proteine, deci este fantastică și vreo 6-7 ouă probabil. Abia aștept să mâncăm. Haideți să vedem ce mai avem pe aici. Fructe, după cum vedeți, foarte multe fructe, kiwi, banane, mere, mere de foarte multe feluri, portocale avem aici. Aici avem cola zero. Aici avem niște spanac, o să mai încolo, ultima porție, ați auzit pe maica mea. Aici avem batoane proteice, astea care sunt foarte, foarte bune, 200 de calorii, dar au decât 55 de grame și 20 grame de proteină. În schimb, astea, budincile proteice, au tot 20 de grame de proteine ca și un baton, dar au 200 de grame, da? Deci nu au 55 de grame ca batonul ăsta. Bine, asta îl putem compara cu ciocolata. Budinca nu putem compara cu ciocolata, dar are 200 de grame și 150 de calorii, da? Este mult, mult mai bună. Am făcut sezi. Adică este mult mai sățioasă din punctul, ăsta de vedere, pentru că are un gramaj mai mare. Doamne, nu vrea să focalizeze. Ok, haideți să acum focalizeze, da? Deci vedeți, are 76 de calorii. Pe 100 de grame are 200 de grame, asta înseamnă că are 150 de calorii pe 200 de grame și 20 de grame de proteină. Da? Este mult mai sățioasă, este mult mai mare ca volum decât un baton proteic și mult mai ieftină. Asta e 4 lei, iar batonul este 9 lei. Deci ăsta mi se pare cel mai bun desert proteic și vi-l recomand din tot sufletul dacă îl prindeți la Lidl. Eu am luat un de ăsta, de un carton de budincă și un carton de cum se numește, de iaurt proteic, da? Dacă știam, mai bine luam două de budincă, pentru că budinca este mult mai bună, deși iaurtul are mai puține calorii, are 130 în loc de 150 cât are budincă. Da, în fine, mă rog. Hai să punem astea aici, pentru că avem prăjitură acum, vreau să mă luăm niște prăjitură din asta și apoi să mă bag să fac cei 10.000 de pași. A, și pentru agaricii aia care m-au hulit pe Instagram și pe Facebook, să știți că v-am lăsat, fraților, budincă, da? Am luat decât un carton de budincă, e prima dată când prind și am luat un carton, sunt 12 bucăți. M-au înjurat câțiva, le-am dat blog pe Instagram pentru că nu mi se pare normal. Am mai lăsat acolo două cartoane din fiecare și de budincă și de din ăsta de iaurt proteic. Așa că vorbiți frumos, dacă nu o să primiți bloc. Mi-am tăiat aici un rând de plăcinte din asta, cu stafide. Ia uitați cum arată. E super tare, super faină. Încă nu s-a întărit pentru că e moale încă. E caldă încă, călduță, adică nu caldă. Dar este foarte pufoasă și foarte bună. Are foarte multă proteină și foarte puține calorii. Hai să mâncăm și după aia să ne băgăm să facem pași. S-a făcut ora 7, fraților, am terminat cei 10.000 de pași. Mi s-a făcut foame, avem aici două pizza pe două lipii mai mici decât lipiile pe care le foloseam înainte. O lipie din asta are 130 de calorii, deci am în două lipii, le-au 260 de calorii. Le-am încărcat foarte bine cu foarte multe legume, am pus și măsline, am pus ceapă, o grămadă de legume am pus aici. Am pus și puțin cașcaval, 50 de grame de mușfile pe fiecare pizza și acum am un bac să le mănânc pentru că mi s-a făcut foarte foame. Poftă bună, vă doresc tuturor! S-a făcut ora 9, avem aici o budincă proteică cu 20 de grame de proteină, 150 de calorii, foarte, foarte gustoasă, dar înainte o să rănțăi niște popcorn. Avem aici un bol destul de mare de popcorn. Este popcorn făcut în casă, are puține calorii. Popcorn este foarte bun pentru diete, are mai puține calorii decât orezul sau decât alți carbohidrați. Are un volum mai mare și mâncați mai mult din el. Are multe fibre, însă aveți grijă să-l faceți voi în casă, să nu vă cumpărați din acela din comerț, pentru că acela are foarte multe grăsimi. S-a făcut ora 11, avem aici ultima porție de spanac cu carne din asta de porc. Astea sunt toate mesele de săptămâna aceasta, fraților. O să ne vedem duminică cântarul, să vedem dacă am reușit să slăbesc ceva sau nu. Poftă bună vă doresc tuturor și somn ușor. Ok, fraților, haideți să vedem că a venit momentul adevărului, momentul cântarului oficial. Este duminica astăzi, haideți să vedem dacă am reușit să slăbesc. Ha, pornești? Ia să vedem. 119,4. 109,4, doamne, m-am întâmpit. Ia uitați. Super.
sexy mișcă. 194. Bine, urșii mei. Superb, superb acest rezultat. Vedeți încă o dată. Super, super bine. Nu credeam că o să mai stăbesc săptămâna asta, vă zic sincer. Mi s-a părut că deja am ajuns să mănânc foarte puțin, că... Na. Ia uite-ți, 109.4. Superb, superb. Haideți repede să notăm pe foaia mea și apoi să facem sfârșitul și introducerea, pentru că vreau să pun clipul ăsta chiar astăzi. Ok, am scris aici săptămâna 9, 109.4 kg, este un rezultat foarte, foarte bun. Am plecat de la 121 de kg în sezonul 4, perioada asta de slăbire. Am început pe 3 ianuarie 2021, dar acum 2 ani în 2019 am început de la 146 de kg. Trebuie neapărat să vedeți toate clipurile, pentru că o să vă motivați foarte tare și o să reușiți și voi o transformare poate mai șmechere decât a mea. După cum puteți vedea, sunt aproape 12 kg slăbite în 9 săptămâni, este fantastic, fraților. În 2 luni și 2 zile să slăbesc 12 kg este extraordinar de bine. Urșii mei, sunt super, super fericit, am dat 600 de grame și săptămâna aceasta, este super bine. În condițiile în care săptămâna trecută am dat câte un kilogram, dar vă garantez și 600 de grame este extraordinar de bine, pentru că am pus foarte multă masă musculară, cel puțin mi se pare că mușchii s-au mai pompat, au început să se mai mărească. Nu trebuie să grăbim slăbirea, pentru că atunci vom pierde din masa musculară și nu-mi doresc lucrul acesta. Din contră, eu vreau să pun mai multă masă musculară în timp ce slăbesc și cu cât vom slăbi mai puțin, cu atât este mai bine. Pentru a slăbi 600 de grame săptămâna aceasta, a trebuit să am un deficit caloric de 600 de calorii în fiecare zi. Adică vă dați seama că este un deficit destul de mare, dar totuși n-am resimțit foama, pentru că am reușit să mănânc foarte mult. Ați văzut, am mâncat absolut tot ce am vrut eu, dar sunt lucruri care sunt foarte slabe în calorii, sunt lucruri de dietă, lucruri pe care multă lume nu le știe că trebuie să le mănânce, și astfel am reușit să mănânc absolut tot ce am vrut eu. Am mâncat pizza, am mâncat prăjituri, am mâncat batoane proteice care îmi înlocuiesc ciocolata, am mâncat budinci proteici, ați văzut, foarte, foarte bune budincile alea, am mâncat popcorn, am mâncat o grămadă de fructe, am mâncat mâncare gătită, am mâncat și carne de porc mai grasă, din aceea fumată, am mâncat și pâine în fiecare zi, ați văzut, am mâncat șaorme, am mâncat absolut tot ce mi-am dorit eu și bineînțeles am mâncat foarte multe fructe, foarte multe legume și foarte multe produse apicole, miere, polen, păstură și așa mai departe. Sunt foarte bucuros cu noua sală, nu prea am reușit să filmez săptămâna aceasta, dar secvențele pe care le-am luat au fost demențiale, deci mi se pare că se vede pieptul într-un mare fel, mi se pare că mușchii se văd mult mai bine, au început să se rotunjească foarte bine și umerii, îmi place foarte mult ceea ce văd. Lucrul ăsta îmi dă putere să continui și bineînțeles voi îmi dați putere să continui, pentru că mesajele voastre, comentariile, like-urile și așa mai departe mă ambiționează foarte, foarte tare să slăbesc, să continui cu această perioadă de slăbire, să ajungem la 50 de kilograme slăbite și să facem cea mai șmecheră transformare din lume. Și singura transformare documentată din lume, bineînțeles, de pe tot YouTube-ul ăsta, da? Așa că dacă sunteți alături de mine, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și să vă abonați dacă vreți să vedeți ce mai gătește șeful meu personal. Dacă vreți să vedeți ce mâncăruri mai mănânc în săptămânile următoare și câte kilograme reușesc să mai slăbesc și bineînțeles cum mi se vor dezvolta mușchii, abonați-vă și activați clopoțelul de notificări pentru a fi primii care văd clipurile mele. Dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați, eu am o afacere cu miere, o afacere de familie. Puteți să intrați pe site-ul meu www.mieretv.ro și să faceți o comandă de cele mai șmechere produse apicole. Acolo veți găsi 10 de reduceri plus suplimentar, încă 10% la orice comandă. Sunt foarte fericit pentru săptămâna aceasta. Niciodată nu am mai reușit, în nicio perioadă de slăbire nu am mai reușit să slăbesc 9 săptămâni consecutiv. Măcar acolo 300 de grame. În nicio perioadă de slăbire. În toate sezoanele trecute, sezonul 1, sezonul 2, sezonul 3, am slăbit câteva săptămâni, după care m-am îngrășat într-o săptămână, bam, un kilogram, sau n-am reușit să mai slăbesc. Ei bine, aceasta este prima perioadă în care reușesc să slăbesc în fiecare săptămână, în primele 9 săptămâni, și vă zic că este și cea mai ușoară, pentru că mănânc foarte multe lucruri, mănânc foarte diversificat, îmi fac absolut toate poftele, am reușit să îmi adaptez anumite mese, anumite lucruri care îmi fac plăcere, cum ar fi pizza, cum ar fi, nu știu, budinca, ciocolata. Am reușit să găsesc soluții sănătoase, să mănânc în cantități optime. Am mărit foarte mult și numărul de exerciții fizice, pentru că acum, în perioada asta de slăbit, am ajuns să fac o oră jumătate de sală în fiecare zi, de luni până vineri, plus încă o oră jumătate de mers pe jos, cardio la nivel foarte scăzut, pentru că așa pot eu să fac, nu pot să alerg,
O oră jumătate de mers în fiecare zi de luni până duminică. De la cardio nu am pauză în nicio zi. Așa că este foarte important să vă faceți și exercițiile, dar este foarte importantă și dieta. Sper că v-ați inspirat din meselele mele, sper că v-a plăcut acest clip. Până data viitoare, ursul vostru vă salută. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Torpile scape Bismarck, Big Bang, sunt primordial de la start. Labo versus Dart, HDMI versus Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aplești în chin. Ești mut ca un manekin. Fără gen, fără bani, de bilet, ce poez, ce king.